cum găsiți prieteni? E drept că toți avem întrebări uneori și alteori și răspunsuri și alteori avem și întrebări și răspunsuri în același timp. Însă s-ar putea ca, din când în când, să ne uităm la întrebările și răspunsurile altora să fie exact lucrul de care aveam nevoie. Din acest motiv este alături de noi acum autorul cărții Credința creștină, întrebări și răspunsuri, Dănuț Jemna. Este un catehism modern? Cartea asta mi-a sunat. Ce părere aveți dumneavoastră ca autor? Nu e un catehism modern, e un catehism patristic. E un catehism care se scrie într-o cheie puțin neactuală. Omul astăzi nu caută foarte mult ceea ce este vechi, ceea ce este din trecut, ceea ce s-a spus cândva. Mai degrabă suntem, tentați de noutate, de improvizație, de lucruri spectaculoase. Nu e un catehism modern. E un catehism. E un fel de catehism, adică sigur am vrut prin această carte la început proiectul inițial să fie un catehism, dar nu este foarte tradițional ca și catehism. Un catehism, ați văzut, are întrebări destul de punctuale și cu răspunsuri destul de scurte la obiect, în general, într-o cheie doctrinară a unei comunități, a unei biserici, a unei confesiuni. Întrebările mele sunt mai elaborate, mai complexe și nu sunt răspunsurile într-o cheie a unei doctrine confesionale. Încerc să le abordez într-o perspectivă biblică și patristică. Corul patristic, el însuși este unul complex care nu poate fi anexat neapărat unei confesiuni. Este o moștenire comună a bisericii din primele veacuri. Moștenirea pare să fie importantă pentru că la începutul cărții le mulțumiți părinților pentru moștenirea lăsată și sperați să transmiteți copiilor tot o moștenire. Despre da, este un concept pentru mine foarte important, acesta de moștenire, care rezonează foarte bine cu identitatea creștină. A fi creștin înseamnă să te uiți înspre înaintași, să primești o moștenire, adică experiența lor, credința lor, un conținut pe care ei l-au înțeles, l-au formalizat, l-au dat mai departe. Asta ar fi, în genere, credința creștină. Dar, în același timp, fiecare generație are aportul ei. Primim o moștenire, fără ea nu ne putem defini, nu ne putem plasa în contextul în care trăim. Și apoi urmează să ne aducem aportul nostru în raport cu epoca pe care o trăim, în contextul în care suntem plasați și această moștenire este terenul solid pe care ne așezăm și de pe care apoi încercăm să aducem, cum spuneam, aportul nostru în vremea noastră. Cum ar arăta aportul nostru? Pentru că nu putem modifica nimic la valorile astea absolute. Nu știu dacă e vorba de valoare absolută. Creștinismul este o experiență vie, dinamică. Revelația biblică, ne spunem uneori că este un absolut, dar nu este. Revelația biblică, Scriptura însăși ne amintește, cunoaște în parte. Sigur că ceea ce am primit, ceea ce vine de la înaintași, este partea înțelegerea, asumării revelației biblice, a trăirii într-un context. De aceea, această moștenire este elastică, este dinamică, este vie. Tradiția, conceptul acesta de tradiție, tradiția bisericii este o realitate vie, este trăirea credinței în economia Sfântului Duh în istorie. Ori, nu vorbim despre ceva fixat cândva undeva care trebuie reluat mecanic de fiecare generație și atât. Cum spuneam, ce ne-au dat înaintașii este un nucleu, este o moștenire care e de folos să ne definim identitatea creștină în parametrii noi, să răspundem la întrebări noi, la probleme noi care nu au fost puse până atunci. De fapt, și spuneți undeva în carte că creștinismul este chemat mereu să răspundă, dar trebuie să o facă mereu adaptat. Da, întrebările fundamentale se pun mereu. Asta este un lucru esențial pentru ce înseamnă a fi creștin. Întotdeauna, deși pare dezamăgitor să auzi așa ceva, întotdeauna aproape cu fiecare generație e de la zero, într-un sens. Și sensul este ăsta, că fiecare generație trebuie să își repună întrebările fundamentale. Ce este, să zicem, încurajator este că nu trebuie să reinventăm roata. Adică, o mare parte din
conținutul acestor răspunsuri vine din această moștenire. Dar în același timp există nuanțe, există zone unde această moștenire nu are deja un răspuns, dar este, cum spuneam, suportul ăla solid, miezul ăla tare, fără de care n-am fi capabili să articulăm răspunsuri la întrebări noi sau la situări noi vis-a-vis de aceste întrebări. Cum ați selectat întrebările? Am avut o tentativă, de exemplu, să colectez întrebări de la oameni și mărturisesc că am fost dezamăgit că nu am primit foarte multe întrebări, așa deci cum aș fi așteptat. Deci oamenii întrebări. Nu, au întrebări. Pe mine mă interesau întrebările lor, să zicem, care i-ar provoca, care iar frământa cu adevărat. Mai serios. Pentru că, sigur, vorbim despre întrebări fundamentale, sunt cele arhicunoscute. De unde venim, încotro ne ducem, care este adevărata noastră natură, pe care și le pune orice om. Pe mine m-ar fi interesat, de exemplu, întrebările ale creștinilor. Asta a fost ideea. Întrebările ale creștinilor care trăiesc în vremea asta și care sunt puse de o experiență din epoca asta. Cum abordează omul de astăzi întrebări cu privire la identitatea creștină? Spuneam, mărturisesc că nu am primit foarte mult. Atunci a trebuit să găsesc o altă soluție și soluția a fost cumva să reactivez întrebările mele de-a lungul experienței mele. Întrebări pe care tot le-am avut, care m-au frământat, care au fost acute, care au creat chiar crize și le-am reactivat, sigur, după ce a trecut în mare parte durerea lor. Și după ce ați găsit și răspunsuri? Sigur, am găsit răspunsurile, hai să-mi zic răspunsurile mele, am găsit răspunsuri care m-au satisfăcut, dar folosind sursele pe care le-am menționat, Sfânta Scriptură și Părinții Bisericii. Vi se pare că întrebările cele mai frecvente sunt și cele importante sau nu? Nu, vedeți, eu cred în următoarea chestiune, că omul de astăzi, creștin asumat sau nu, nu contează. Întrebările fundamentale rămân, orice om și le pune. Sigur că ar fi interesant cum și le pune. Cine, ce provoacă aceste întrebări? Dar eu cred în continuare că noi funcționăm bine ca și oameni, ca ființe cu logos, ca ființe inteligente, ca ființe raționale, care căutăm un sens pentru realitate. Deci întrebările ni le punem. De-aia pe mine m-ar fi interesat cum sună întrebările astea de la un public, de la un auditoriu. Nu le-am primit sau nu am primit în termenul dorit de mine sau n-am făcut suficient efort să le găsesc. Să le găsiți, da. Probabil la ar fi oameni. Fost interesant să fac, știu eu, niște discuții, niște dezbateri, niște să le găsesc, să le aflu așa cum ele sunt formulate și eventual în coaja lor, în contextul lor. Dar s-ar putea asta pentru următoare carte. Nu neapărat. S-ar putea și m-aș bucura că această carte să facă asta, să stimuleze oamenii să-și pună întrebări, să-și pună întrebările bune sau să stăruie puțin asupra acestor întrebări. Pentru că ceea ce spuneam, eu cred că întrebările vin oricum. Numai că e foarte posibil să le și pasăm ușor, să le trecem cu vederea ușor, pentru că vin alte lucruri peste noi care considerăm că sunt trebuie rezolvată mai repede sau ne presează mai mult problemele obișnuite ale vieții noastre. Și aceste întrebări fundamentale le anesteziem. Și care sunt întrebările bune? Vedeți, întrebările bune, nu cred că există o listă de întrebări bune. Întrebările bune totdeauna presupun un referent. De exemplu, o întrebare bună presupune un tip de experiență, presupune un tip de, cum spuneam, de interes, un tip de durere, un tip de suferință, dacă vreți, un tip de nevoie. De trăire. De trăire, da. O întrebare bună vine dintr-o experiență asumată. Pentru că pot fi formate foarte multe întrebări care nu emit niciun fel de interes, niciun fel de orizont, niciun fel de așteptare, niciun fel de miză. Întrebare bună are miză. Și de aia nu cred că putem spune asta este lista întrebărilor
bune, corecte. Și corecte și care ar trebui să și le pună toți oamenii. Ba, când e vorba din nou de întrebările fundamentale, câteva le-am enunțat. Ele sunt enunțate câteva în această carte. Da, și ca să le facem poftă oamenilor să pună mâna pe carte, aș pomeni dialogul, nu, relația Dumnezeu-om, dialogul religie-știință, toleranță religioasă, ecumenism. Suferința, pentru că multă lume e indignată și nu înțelege de ce un Dumnezeu iubitor se uită la suferința omului și nu face nimic. Lucruri din acestea se regăsesc în cuprinsul cărții. Cum, deci, rămâne ca fiecare să deschidă cartea. Cum ați procedat cu cazurile acelea pe care le-aș numi discutabile, pentru că sunt chestiuni asupra cărora chiar în sânul bisericii sunt păreri, interpretări diferite. De exemplu, spuneți, aduceți în atenție statutul femeii. Uneori în biserică, în anumite etape al istoriei, s-a spus că femeia ar fi inferioară. Eu cred că și acum se și spune, se și practică la fel. Îmi pare să spun asta. Îmi asum asta. Eu cred în continuare că biserica creștină n-a reușit să gestioneze problema relației de gen cu un suport teologic și antropologic consistent și să-i dau o soluție, deși are tot instrumentarul și toate condițiile să o facă. Din păcate, îl citez aici pe marele teolog Paul Evdokimov, care spune că eliberarea femeii, din păcate, a făcut-o umanismul și nu biserica. Și e o palmă pentru biserică, pentru că biserica trebuia să o facă, avea toate datele să o facă și cu mult în urmă. Mă întrebați cum gestăm asemenea chestiune. Păi eu reiau că avem datele teologice și asta antropologice e bună, care ne sunt. Ajută să reluăm aceste teme spinoase, sensibile. Și aș da un răspuns. Nu cred că neapărat trebuie să identificăm undeva o vină concretă sau știu eu. Bun, e un dat istoric, nu mai putem să îl schimbăm. Dar putem face ceva de aici încolo. De exemplu, câteva explicații ar putea fi cât de consistent aici trebuie făcută cercetare, trebuie studiat. Dar, de exemplu, anumite capitole ale gândirii creștine nu au fost suficient analizate, elaborate, de exemplu, pentru că nu au fost ridicate problemele astea într-un mod acut, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu persoana și opera lui Iisus Hristos, tema Cristologiei. Biserica s-a frământat sute de ani cu această problematică. Cine este Iisus Hristos? E Dumnezeu? E om? E și Dumnezeu și om? Ce a însemnat moartea lui? Ce a însemnat viața lui? Ce a însemnat întruparea etică? În schimb, capitolul antropologiei, natura omului sau raportul bărbat-femeie, istoria experienței umane și creștine nu a ridicat foarte acut această problematică, de exemplu. Și a fost mult mai ușor, de exemplu, să se preie o paradigmă existentă, culturală, filozofică, socială, și să o transus mai departe ca un fapt de normalitate importat în paradigma și în experiența bisericii, ca și cum e de acolo. Ori cred că asta a făcut biserica în cazul discuției despre bărbat și femeia. A preluat chiar o paradigmă ne la locul ei, unde, cum spuneam, femeia a fost mereu considerată o ființă inferioară și, culmea, pe aici, pe acolo, a și instrumentată teologic ca să pară creștină. A și promovat-o cu anumite argumente, a ideologizat-o, iarăși pe aici, pe acolo, în diverse puncte, dar undeva, ca să vedem că lucrurile sunt așa, trebuie să abordăm problema asta mult mai radical, mai aplicat, mai serios, să spunem lucrurilor pe nume. Să săpăm mai bine? Să săpăm, să vedem ce nu e în regulă, de ce nu e în regulă și să avem curajul să spunem că e așa. Și să recunoaștem derapajele și să le depășim. Exact. Pe de altă parte, un lucru valoros pe care îl subliniați în carte e că gândirea creștină a fost și este inovatoare. Da. Păi asta este frumusețea experienței creștine. Este inovatoare odată, cum spuneam, că trebuie să pui adevărul revelației în context de noi, să răspunzi la întrebări noi, care nu s-au pus niciodată. Și asta
cere un efort de creativitate, un efort de, uneori, curajul de a aborda soluții sau perspective care intră uneori în conflict cu trendul, cu direcția, cu mainstream-ul, cu ceea ce este arhicunoscut, cu ceea ce pare așezat de când lumea. E un curaj, e un efort, e uneori o nebunie pui sub semnul întrebări un status quo care pare că e acolo și de un simț. Și da. Dar de asemenea e inovatoare pentru că experiența creștină are undeva în miezul ei ideea că Dumnezeul nostru este o ființă creatoare, o inteligență creatoare, care a pus logos în realitate în toate lucrurile și ne invită la cunoaștere, ne invită la a-L descoperi pe El, realitatea creată de El, și a ne exprima pe noi înșine în calitate de ființe creatoare, de ființe care ne exprimăm în raport cu această ființă. Ori, din acest punct de vedere, de exemplu, creștinismul este cel care ar trebui să încurajeze știința, cartea, dezvoltarea, cultura. Pentru că toate acestea vin din Dumnezeu, vin dintr-o... A și făcut-o de lungul timpului, de fapt. De acord. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem și asta, în foarte multe etape istorice sau în contexte, a și fost un factor de frână, de distanțare, sau a fost mereu un decalaj între experiența omului și modul în care biserica s-a raportat la ceea ce se întâmplă. Și asta din cauza faptului că sunt oameni cei care înțeleg, aplică, da, slujesc. Sigur, suntem oameni, dar contează și înțelegerea din spatele lucrurilor. Poate să fii un om care să accepte ce spuneam, și anume că experiența creștină trebuie înțeleasă holistic, că trebuie să integreze întreaga realitate, sau poți să ai o experiență și o înțelegere creștină care să spună că nu, a fi creștin înseamnă a te izola de lume, a ieși din lume, a te îndrepta spre o realitate viitoare care va să vină, și că menirea noastră în istorie este să ne salvăm pielea sau să renunțăm la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că chestia asta nu are sens, de exemplu. Există creștini care cred asta. Există creștini care rezumă creștinătatea la o experiență pur religioasă, strict religioasă, la o economie minimalistă a salvării dintr-o realitate considerată rea, neagră. Să treacă viața asta, necazul ăsta. Da, da. Există asemenea perspective asupra creștinismului. Ce argumente avem să nu privim lucrurile așa? Am menționat câteva. Dacă Dumnezeu nostru este o inteligență creatoare, dacă este o ființă personală care a făcut toate lucrurile din iubire și cu sens, dacă ne-a plasat într-o asemenea realitate cu un scop, menirea noastră este să descoperim această vocație, această chemare și să răspundem, să ne exprimăm. Tradiția creștină spune limpede, lumea este darul lui Dumnezeu pentru om. Lumea ca realitate personală este expresia unei ființe personale și ca atare lumea este invitația la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă realitatea creată este bună, pentru că este opera unui Dumnezeu bun și iubitor și liber, atunci ea are sens. Ea este un spațiu în care noi suntem chemați, cum spuneam, să răspundem acestei ființe, acestui Dumnezeu, prin trăirea în această lume cu sens, cum spuneam, cu sens, cu responsabilitate. Într-o formulă mult mai generoasă și mai frumoasă este să-i răspundem acestui Dumnezeu pe măsură. Să-i întoarcem darul înapoi. Și darul cel mai prețios este că îl cunoaștem, că îl înțelegem și că răspundem chemării pe care ne-a dat. Adică să fim fiii lui în acest univers, în această lume frumoasă. În ciuda accidentului căderii, în ciuda multor altor lucruri care sunt partea acestei experiențe în lume. Aveți și întrebări fără răspunsuri în carte?
În carte nu, că am răspunsuri date la întrebări. Ați vrut să fie întrebări lista, cu răspunsuri. Da, lista cu întrebări fără răspunsuri e la purtător. În volumul 2? A, nu, cred că asemenea listă este doar pentru a fi împărtășită cu prietenii, cu oamenii care te pot încuraja să cauți răspunsuri, să... Cred, eu nu cred într-o listă cu întrebări la care nu ai răspunsuri, care să dar o faci există? Publică. Da, a, ok, există. Care să o faci publică. De ce facem cu ele? Păi v-am spus deja. Această listă o ai mereu cu tine. Așa. Și o deschizi în fața prietenilor, a oamenilor care te pot provoca, te pot ajuta să gestionezi aceste întrebări. Cu unele rămânem toată viața sau apar altele în noi, pentru că experiența noastră în istorie este o experiență presărată cu întrebări. Nu o să se termine niciodată întrebările noastre. Pentru că nu ne oferă creștinismul răspunsuri sau pentru că nu pentru suntem că suntem capabili? Ființe în lume, pentru că sunt, nu, pentru că experiența noastră presupune mereu un tip de noutate, pentru că se schimbă experiența noastră și pentru că noi și noi ne schimbăm. Întrebările fundamentale le reluăm mereu. Nu le indexăm. Cartea asta va trebui rescrisă de mine, de altcineva. De ce? Pentru că întrebările astea se pun mereu în contextul noi, pentru oamenii noi, cu experiențe noi. Dar asta e, mi se pare frumos, pentru că interogația, întrebarea este un semn al normalității, un semn al faptului că ești viu. Crești. Că poți ești, să crești. Că crești, că, da, că te miști spre mai sus, spre mai mult. Aveți un cititor pe care îl vizați pentru cartea asta? Întrebările ați spus că le-ați vrut de la credincioși creștini. Am spus, cred, și introducerea cărții, că mi-aș dori să citească tinerii această carte. Nu neapărat creștini, și creștini și cei care nu își asumă identitatea creștină. În dorința aceasta că îi pot ajuta pe de-o parte cu modul în care am reușit să răspund sau să înțeleg eu, să găsesc eu niște răspunsuri prin dialogul meu cu sursele de bază, cu Scriptura și cu părinții bisericii. De ce? Pentru că, spuneam, cred că întrebările se pun mereu și e de folos să întâlnești oameni, cărți, care îți pot sprijini acest efort interrogativ, să ai la îndemână un sprijin. Cred în asta, de a încerca să pun în scris lucrurile astea, pentru că mi-am amintesc propria experiență. Am fost foarte bucuros și încurajat când am întâlnit cărțile părinților bisericii sau a teologilor mari, pentru că realmente a fost sprijinul de care aveam nevoie să îmi articulez răspunsurile la întrebările care apăreau. V-aș întreba dacă ne puteți împărtăși o întrebare cu care v-ați frământat. Una dintre întrebările cu care v-ați frământat așa, în experiența de viață. Din lista proprie. De aici? Da. Păi cu toate m-am frământat. Da. Sau poate întrebați una mai... A, cu toate. Păi cu toate. De ce? Pentru una care că... v-a durut mai tare. Păi... Una care mă dură foarte tare este cea pe care am, sau mai multe care m-au durut, că le-am pus în capul listei. Sunt întrebările despre om, despre natura omului. Cine știe logica unei catehizi sau unei dogmatici, știe că la începutul cărții se pun întrebările despre Dumnezeu. La începutul acestei cărți am pus întrebările despre om. De ce? Pentru că spun și în carte, mi s-a părut întotdeauna ciudat în creștinism că știm atât de multe despre Dumnezeu și atât de puține despre noi ca oameni. Despre natura noastră, despre sensul nostru. Și întrebările despre om au durut cel mai mult, cel mai tare. Pentru că am spus mereu că nu putem să spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și nu ne cunoaștem pe noi înșine. Am spus uneori, poate mai abrupt, ceva de genul că măsura cunoașterii lui Dumnezeu până la urmă ne este dată de prietenii pe care avem, de oamenii pe care îi cunoaștem și care ne cunosc. Restul poate să fie doar o ficțiune.
pe Dumnezeu îl putem crea după chipul și asemenea noastră, după chipul și asemenea a lipselor noastre, a nevoilor noastre sau a dezacordurilor noastre cu realitatea. Dar ceea ce este realmente o experiență autentică de cunoaștere este ceea ce se trăiește nu într-o experiență îngustă eu și Dumnezeu, eu și cineva pe care îl pot inventa. Experiența creștină este totdeauna comunitară, corporativă, într-un trup, și că Dumnezeul biblic se revelează așa, trinitar, El însuși este comunitar, dar în același timp El însuși ne spune că îl cunoaștem împreună cu ceilalți, nu singur. De aceea când spunem în odăița noastră Tatăl nostru, rugăciunea este comunitară. Eu mă rog, nu Tatăl meu, eu spun Tatăl nostru, pentru că îl pot înțelege pe Dumnezeu doar dacă sunt într-un tip de relație, într-un tip de comunitate, într-un tip de cunoaștere autentică cu alți oameni. Pentru că vă place ideea de moștenire și îmi închipui că vă gândiți la cartea aceasta ca la o parte a moștenirii pe care o lăsați copiilor. Cum sugerați să-și facă fiecare, care nu va scrie poate o carte, o moștenire de lăsat? Ce poate fi o moștenire așa pe care o să facă un om simplu care nu va scrie cărți? O moștenire pe care o poate lăsa orice creștin este investiția pe care o poate pune în viața altor oameni. Creștinismul, ne-a învățat Iisus Hristos, este o experiență prin care tu primești, da? Ți se dă, ți se oferă o moștenire. Și asta vine tot dintr-o experiență a unor oameni. Și o carte este tot experiența unui om, pentru că este trăirea lui, este... Nu, dar spuneați că nu neapărat într-o carte. Deci, noi primim credința de la înaintașii, din experiența a părinților, a prietenilor. Cred că cel mai la îndemână și cel mai normal lucru pe care îl poate face cineva este să investească experiența lui, cunoașterea lui, durerile lui, întrebările lui în alții. Să-ți faci timp, să pui viața ta la dispoziția altora, experiența ta cu Dumnezeu la dispoziția asta. Asta este moștenirea pe care ne-a învățat Iisus Hristos să o lăsăm altora și că e la îndemână. Iisus a spus, mergeți în lume și faceți ucenici. Face ucenici înseamnă exact o experiență din asta care presupune investiții, exact cum ne creștem copiii, o experiență lungă pentru care trebuie să rămâi conservant, să dăruiești, să investești de durată, care costă. Experiența creștină este exact la fel. Și asta este lucrul cel mai frumos, să vezi în urma ta oameni care pot spune că viața lor, că experiența lor cu Dumnezeu a fost influențată, a fost motivată, a fost provocată de experiența ta, de tine. Că ai pus ceva acolo. Ai o moștenire, ai rămâne.